veți asculta un mesaj prezentat de păstorul Iosif Anca. Slăvit să fie Domnul! Haideți să luăm din nou Scripturile, Domnul să ne dea harul să putem să gustăm din cuvânt. Evreii la început, când au primit mana, au fost bucuroși, că Domnul le-a făcut puțină foame ca să simtă gustul. Dar pentru că mana se servea apoi în mod regulat, excepție fiind sabatul când o aveau de vineri, s-au plictisit de acea mană. Noi avem cuvântul și în mare noi știm cuvântul, sau cel puțin ni se pare că aproximativ îl știm, însă este necesar să intrăm în adâncimea cuvântului și chiar anumite lucruri să ni le reluăm, să ni le aranjăm din nou în mintea noastră și să cerem Domnului putere să putem trăi acest cuvânt. Dacă îl vom privi așa pe deasupra, știți, sunt oameni care spun ce am citit-o din doscă în doscă, dar dosca a rămas. Însă dacă intrăm înăuntru ei, atât de multe vor fi. Și se va termina viața asta noastră scurtă. În Vechiul Testament trăiau oamenii mai mult și n-au terminat nici ei. Pentru că spune Ezra, se pare că el a scris Psalmul 119, zice la un moment dat: Doamne, văd că tot ce e desăvârșit are margini, dar cuvântul Tău n-are margini. Și nu era scrisă numai acea parte din Vechiul Testament care era atunci, dar noi acum, cu ce ne-a oferit Domnul prin Evanghelie și Apostolii, ce să spunem noi acum? Dacă El la jumătate de Biblie a spus că n-are margini, înseamnă cât de imens este acum cuvântul. Și Duhul Dumnezeu este trimis în biserică să ne călăuzească pe noi în tot cuvântul, să ne-l descopere, să ne învețe despre lucrurile prezente, cele trecute dacă e cazul, și apoi cele viitoare. La toate acestea, Domnul, zic, să ne binecuvinteze. Oamenii se luptă cu îndoielile. Cei care n-au avut niciodată probleme cu îndoiala, cei care nu s-au luptat niciodată și întotdeauna au fost siguri, cei care n-au avut emoții. La școală se spune că numai cei care nu știu deloc și care știu tot, numai ăștia n-au emoții. Dar de astea nu sunt, că cei care nu știu deloc nu se duc la școală și cei care știu totul nu mai sunt la școală. Și atunci toți au emoții și oamenii adeseori se luptă cu îndoielile. Această lipsă de încredere. Și Biblia spune, citim în Evrei capitolul 11, știți, îndoiala este opusul încrederii. În Evrei capitolul 11 cu 6. Și fără credință, care este o încredere puternică, este cu neputință să fim plăcuți Lui, că cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce Îl caută. Deci cine se îndoiește pierde din start totul. Vreau să privim mai întâi la îndoială, așa cum ne-o arată Biblia, cu versetele din Biblie. Și mai întâi la două forme prin care se manifestă, cum apare, cum este sesizabilă îndoiala aceasta. Citim în Iacov, capitolul 1, de la versetele 5 la 8. Dacă vreunuia din voi lipsește înțelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care de tuturor cu mână largă și fără mustrare, și ea îi va fi dată. Dar s-o ceară cu credință, fără să se îndoiască deloc. Deci nu este admisă nici măcar o formă redusă de îndoială. Pentru că cine se îndoiește seamănă cu valul mării, tulburat și împins de vânt încoace și încolo. Un astfel de om să nu se aștepte să primească ceva de la Domnul. Va să zic că n-are nicio trecere. Se întoarce cu mâna goală de la Dumnezeu un om care se îndoiește. Forma de manifestare, o primă formă, este această oscilație, această ondulație. Este, nu este, primim, nu primim, o fi, nu o fi, a fost, n-a fost, va fi, nu va fi. Ba că este vorba de un cuvânt din Biblie, ba de o lucrare care vrea să facă Domnul, ba de un răspuns la rugăciune, ba referitor la anumite evenimente viitoare. Îndoiala aceasta se manifestă în toate privințele. Vrea diavolul să se manifeste și face pe oameni să nu stea pe poziție. Să nu știe că vor, nu vor, capătă, nu capătă. Această schimbare, așa. Iar celălalt aspect, citim în Matei 14, acolo unde unul dintre ucenici s-a dat jos din corabie, plin de încredere, și a început să umble pe apă. Dar spune Matei 14 cu versetul 30, dar când a văzut că vântul era tare, ca și cum pe el vântul ar fi ținut pe apă, sau lipsa de vânt, dar nu vântul te face să te scufunzi. S-a temut și fiindcă începea să se afunde, a strigat, Doamne, scapă-mă! Îndată Iisus a întins mâna, l-a apucat și a zis, puțin credinciosule, pentru ce te-ai îndoit? Va să zică nu vântul din afară l-a făcut pe Petru să se scufunde, ci vântul dinăuntru. Acum, ați încercat vreunul sau am avea noi credința să umblăm pe apă? Nu umblăm nici așa prin bujac, când desprinde șanțurile, de cum să umblăm pe Marea Galilei. Dar pe Petru poate l-am condamnat. Petru s-a îndoit. Și-a spus, dar cum să nu te temi când vezi că bate vântul? Dar chiar acesta este îndoiala. Produce oscilație ca valurile mării și produce apoi frică, teamă în inima omului. Știți, în Vechiul Testament, acel caz al lui Saul, când în 1 Samuel 12, cu 17 la 20, filistenii veneau, poporul se îndepărta, Samuel întârzia și l-a apucat teama. Și a stat în cumpine, să facă, să nu facă. Și de teama aceasta a intrat și a adus el jertfa, ceea ce nu era în competența sa. Care sunt cauzele acestei îndoieli care ne face inima să se clatine așa, ca o trestie în vânt? Știți că spunea Domnul în Marcu 11,23. Adevărat vă spun că dacă vă zice cineva muntelui acestuia, ridică-te și aruncă-te în mare, și dacă nu se va îndoi în inima lui, îndoiala ei se produce, în inimă. Deci, fără să existe îndoială, poți să umbli pe apă, se pot răsturna munți, lucruri extraordinare. Dar de ce oamenii se îndoiesc? Deschideți la Roman, capitolul 14, și putem înțelege de aici că oamenii se îndoiesc dintr-o lipsă de cunoaștere. 14,1. Primiți bine pe cel slab în credință și nu vă apucați la vorbă asupra părerilor îndoielnice. Unul crede că poate să mănânce de toate, pe când altul care este slab nu mănâncă decât verdețuri. Versul 5. Unul socotește o zi mai pe sus decât alta, pentru altă toate zilele sunt la fel. Fiecare să fie deplin încredințat în mintea lui. Deci sunt anumite noțiuni, anumite lucruri în Biblie, asupra cărora nu face Biblia niște precizări clare și ușor de înțeles pentru toată lumea. De exemplu, este problema aceasta cu mâncarea sau problema cu zilele. Nu există o reglementare foarte detaliată în Noul Testament, de exemplu, asupra sabatului. Unul înțelege, dar asta o înțelege pentru el. Pentru că sunt prea puține date și pentru el poate fi foarte clar. Și pentru mine sau pentru dumneata. Dar pentru că nu sunt suficiente date, e o lipsă în cunoașterea cuiva, sau nu înțelege din datele care sunt, el se îndoiește. Măi, o fi sau nu fi? Versul 23, dar cine se îndoiește și mănâncă este osândit, pentru că nu mănâncă din încredințare. Lipsa unor date suficiente provoacă la oameni îndoieli. Doar o șoaptă, doar cineva a zis, dar nu-i sigur, cum spuneau despre Domnul. El, e altul, sau când au vindecat acel om, ce ba el, ba seamănă cu el, că nu știau exact. Și asta provoacă îndoială. Aceasta este o îndoială parțială. Și fiind vorba de cauza aceasta, în ceea ce știi acolo, nu te mai îndoi. Acum, nu te îndoi și de Dumnezeu dacă te îndoiești de mâncare. Că de Dumnezeu știi exact, că de asta scrie destul în Biblie. Deci păstrează doar urma aceasta de îndoială doar pentru domeniile alea. Nu îngloba totul acolo. Iar dacă ai o încredințare, până ți se va modifica încredințarea, măcar în ce ești încredințat, ține-te așa. Ei, dacă ai încredințarea asta, atunci nu te îndoi, nu fi ca valul mării. Că mai bine ar place lui Dumnezeu să te ții de una, măcar ai statornicie. Dar îndoiala aceasta nu e deloc recomandabilă. Până vom ajunge toți la unirea cunoștinței, la măsura de plin de cunoștință, atunci nu mai se pune problema îndoielii. Dar până atunci, în ce știi, ține-te și nu bâșbâi că până la urmă nu o să mai crezi nimic. O a doua cauză a îndoielilor nu este lipsa cunoștinței, ci cunoașterea. Deschideți la Ieremia 38. Luăm un caz și apoi un alt verset de definire. Ieremia 38 cu versetul 18. L-a întrebat împăratul Zedechia pe prorocul Ieremia, atunci când Ieremia a prorocit, citim versetul 18, dar dacă nu te vei supune căpetenilor împăratul Babilonului, cetatea aceasta va fi dată în mâinile haldeilor care vor arde în foc, iar tu nu vei scăpa din mâna lor. Dar dacă te predai acum, scapi, dacă te supui. Împăratul Zedechia a zis lui Ieremia, mă tem de iudeii care au trecut la Haldei, mă tem să nu mă dea în mâinile lor să mă batjocorească. Ieremia a spus, nu te vor da, ascultă glasul Domnului, în ce spun că ce o vei duce bine și vei scăpa cu viața. L-a crezut Zaharia pe Ieremia? S-a îndoit, mă tem. Dar n-a știut? A știut că doar i-a spus Ieremia că nu lucid. Dar de ce s-a temut? Oare nu cumva viața lui care nu era în regulă îl făcea să se teamă? Spune-i tu la un copil care știe că are un tată sever, când a făcut ceva boacănă mare, spui, nu te bate tată tău. Mă tem, nu cred eu că nu mă bate. Nu te poate crede, măcar că tu îi spui. Că el știe de ce se îndoiește. Știe el asta, dar mai știe încă una. Și atunci are îndoieli că anumite lucruri sunt la mijloc. Deschideți acum la Matei 25. Avem acolo cel care și-a îngropat talentul. Ăsta s-a temut. Nu că n-a știut, au zis cu ce începe justificarea lui. Matei 25 cu 24. Cel ce nu primise decât un talent a venit și a zis, Doamne, am știut că ești un om aspru, care se cer de unde n-ai semănat și strâns de unde n-ai vânturat. Dar mi-a fost teamă și, măi, lucru nu lucru, că atunci când l-a luat, doar putea să-i spun atunci la stăpân, țineți-l acum, că nu mă încurc cu el. Dar asta așa îmi cumpără. O fac, nu fac. Și așa suntem noi uneori cu slujba. Auzi, te duci? Mă duc, da? Până la urmă, dar de ce nu te-ai dus? Păi știi, m-am gândit așa. Auzi, cânti sau nu cânti? Și mai cântă și se cântă. Și o face și nu o face, ca ăsta. El nu știut. Dar nu știu ce mai știut altceva și de asta a fost vinovat că a știut, dar s-a îndoit așa. Și când știi și te îndoiești, asta este o îndoială totală. Atunci ești ca cel din Iacov 1 care nu mai primește nimic și nu mai e bun de nimic. Că este un om așa mișcător. N-ai nicio stabilitate în el. Să privim acum la efectele îndoielilor. Rămânând aici în Matei 25, constatăm primul efect. Când te îndoiești, nu-ți faci treaba. Că dacă te lasă cineva să faci un lucru, să-i repari ceva la mașină, dar tu nu știi exact că știi după prima cauza îndoielilor, că asta te-a zis să faci sau nu asta. Și mai nu mă apuc, că nu știu exact. Sau a doua cauza îndoielii, știi că asta ți-a spus, dar nu știi că poți tu să te pricepi să o repari sau nu. Și stai până vine înapoi proprietarul și spune, ce mi-ai făcut? Mai n-am fost sigur că la asta a zis sau nu. N-am fost sigur că îmi dă sau nu-mi dă. Deci primul efect a îndoielii că nu-ți faci treaba. Neîndeplinirea sarcinilor și a lucrărilor încredințate. Că nu-i sigur. Că trebuie să le facă sau nu trebuie să le facă. Unii se îndoiesc că i-a pus Domnul proroce, încă nu i-a pus. Că au dus Sfânt, încă n-au dus Sfânt. Și atunci stă așa, ba mai vorbește, ba nu mai vorbește. Ba face, ba nu face. Dar în final concluzia că mai mult nu-și face, dacă nu e încredințat. Sau cel puțin și le face doar în momentele în care înclină să creadă că așa este. Spune 25 cu 26, mi-a fost teamă, m-am dus, i-am pus talentul în pământ, ia-ți ce este al tău. Și deschideți și la 1 Samuel 12, 17 la 20. Izraeliții au cerut un împărat. Și au fost siguri că așa e bine. Dar le-a spus Samuel, măi, n-ați făcut voi bine. Și acum citiți la 17, nu suntem noi la seceratul grânilor, voi striga către Domnul și va trimite tunete și ploaie. Să știți atunci și să vedeți cât de rău ați făcut înaintea Domnului când a cerut un împărat pentru voi. Versul 18, Samuel a strigat către Domnul și Domnul a trimis chiar în ziua aceea tunete și ploaie. Tot poporul a avut o mare frică de Domnul și de Samuel. Și tot poporul a zis, Samuel, roagă-te Domnul Dumnezeului tău pentru robii tăi ca să nu murim, căci la toate păcatele noastre am adăugat și pe acela de a cere un împărat pentru noi. Ei l-au cerut, dar când a văzut că tună și fulgeră, spus, măi, acum iartă-ne că nu mai știm bine am făcut că am cerut sau n-am făcut bine că am cerut. S-au îndoit și când Saul, atunci la întârzierea lui Samuel, s-a îndoit, să aduc jertfă, să nu o aduc. Și până la urmă, așa cu îndoială a făcut-o și n-a ieșit deloc bine. Iar cel de-al doilea efect al îndoielilor este pierderea credinței. Astăzi te îndoiești de una, mâine de alta și până la urmă nu mai ai nimic sigur în mintea ta. Și citim pentru aceasta în Roman 14 cu 23, dar cine se îndoiește și mănâncă este osândit. pentru că nu mănâncă din încredințare. Tot ce nu vine din încredințare, deci tot ce vine din îndoială este păcat. Și citim acum de asemenea în 1 Timotei 1:19, să păstrezi credința și un cuget curat, deci încredințarea asta puternică, pe care unii l-au pierdut și au căzut din credință. Și întoarceți două foi, 2 Timotei 1:14, lucrul acela bun care ți s-a încredințat, păzește-l prin Duhul Sfânt care locuiește în noi. Sunt unii care au fost încredințați de anumite adevăruri, dar cu vremea s-au îndoit că cineva i-a bruiat. Cu vremea s-au îndoit și acum reneagă, acum se îndoiesc de anumite adevăruri ale lui Dumnezeu. Se îndoiesc de botezul cu Duhul Sfânt, se îndoiesc de toată slujirea și toată dărnicia ce-au făcut-o, se îndoiesc de câte și câte lucruri ajung oamenii să se îndoiască. O mamă, într-adevăr, uneori bate vântul tare, știi? Când a născut copiii, a fost încredințată că vin de la Domnul și că asta e voia Domnului. Dar după o vreme, când copiii au început să fie răi, a început să se îndoiască. Oare așa a fost voia Domnului? Uite ce tare bate vântul. Stai, Petru, deasupra, că te scufunzi, te uzi la picioare. Păstrează încredințarea în ce ai fost sigur. Nu mai lăsa să te bâlbâi. Vedeți ce efecte rele are îndoiala aceasta? Te face să nu-ți faci treaba și în final să-ți pierzi credința. Nu pe alt motiv, pe îndoială, că te bâșbăi și te clatini. Să privim acum într-a doua parte la forma în care putem să eliminăm îndoielile, să devenim încrezători și tari în Domnul. Vreau să ne uităm la câteva domenii de încredere, acolo unde pământul este tare, este sigur și putem să pășim cu toată puterea înainte. Deschideți la Fapte 20. Un domeniu de încredere, un prim domeniu de încredere este Sfânta Scriptură. 20:32. Și acum, fraților, vă încredințez în mâna lui Dumnezeu și a cuvântului Harului Său. Dar spune Pavel la cei de aici, vă dau mâna Domnului. Dar spune, dar unii mâna Domnului, să o apuc. În mâna Domnului și în mâna cuvântului. Și atunci te ții de cuvânt. Pentru noi asta e mâna Domnului. Cuvântul este un cuvânt încercat care nu se clatină. A spus Domnul că cerurile și pământul pot să treacă, dar cuvântul nu se mișcă. De-aia pe un lucru care e scris în Scriptură, nu te mai bâșbâi. Nu mai pune problema că s-o fi greșit la știu eu ce versiune. Ci e scris în Biblie. De asta te poți ținea ca și cum ți-ar fi ținut Dumnezeu studii biblice pentru un cuvânt care e acolo. Ține-te de el puternic. Pe baza cuvântului te poți încrede, spune Petru. Și avem cuvântul prorociei, 2 Petru 1:19, făcut și mai tare, la care bine faceți că luați aminte. Deci pe cuvânt ne putem baza, ca pe Dumnezeu. Nu pe cuvântul la toți oamenii te poți baza. Ai nevoie să-ți dea în scris, că ți-e frică că oamenii se întorc. La Dumnezeu nu există nici schimbare, nici umbră de mutare. La el totul este da și amin pentru toată veșnicia. Da e da și nu este nu. Fiind vorba tot de Dumnezeu, un al doilea domeniu de încredere este ascultarea și primirea rugăciunilor noastre. Uneori ne rugăm mai puțin, probabil nu suntem siguri. Citim în Evrei 4:16. Deci, rețineți, eu n-am spus siguranța în ascultarea rugăciunilor, în primirea lor, adică obligatoriu să vină răspunsul. El va veni, dar noi mai întâi trebuie să avem siguranța că rugăciunea ajunge sus. Când vine de acolo înapoi, asta e treaba lui Dumnezeu. Evrei 4:16. Să ne apropiem, dar cu deplină încredere, că am citit noi în Iacov că cine se apropie cu îndoială, să nu se roage. Să stea pe bancă, să citească în Biblie, că poate el crede numai în Scriptură, nu crede și în rugăciune. Să ne apropiem, dar cu deplină încredere de scaunul Harului, ca să căpătăm îndurare, să găsim Har, pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie. Apoi spunea Domnul, Matei 21:21, drept răspuns Iisus le-a zis, adevărat vă spun că dacă veți avea credință și nu vă veți îndoi la rugăciune, aici trebuie multă atenție. Îndoiala își bate joc de rugăciunea noastră. E ca și cum ai scrie eseuri întregi și la urmă te gândești, oare bine scris ei? E ca și cum ai tragi o linie în diagonală, cum ți-ar rupe examinatorul toate foile. Și nu vă veți îndoi, veți face nu numai ce s-a făcut smochinurile acestuia, ci chiar dacă zice muntele acestuia, ridică-te de aici și aruncă-te în mare, se va face. Minuni se fac dacă nu există îndoială. De aceea la rugăciune, și aici diavolul știe, aici numai te bâze și numai auzi șoapte, așa cum scrie în Iov. Dar oare îți dă Dumnezeu, dar oare se rezolvă? Se rezolvă. Trebuie să te ții tare. Apoi spune Pavel în 1 Timotei 2:8, vreau dar ca bărbații să se roage în orice loc și să ridice spre cer mâini curate, fără mânie și fără îndoieli. S-ar putea îndoiala să vină, știi că viața ta nu corespunde și de aici să-ți vină îndoiala. Dar s-ar putea să vină îndoiala și din afară, doar că nu știi, face Dumnezeu sau nu face. Dacă ne rugăm și adăugăm lângă asta 1 Ioan 5 cu 14 și 15, îndrăzneala pe care o avem la el este că dacă cerem ceva după voia lui ne ascultă. Și dacă știm că ne ascultă, orice am cere, știm că suntem stăpâni pe lucrurile pe care i le-am cerut. Mai cu seamă când cerem lucruri care sunt scrise în Biblie sau lucruri pe pământ care țin de voia Domnului și încheiem rugăciunea cu Doamne, facă-se voia Ta, ne mărturisim. E scris că dacă ne mărturisim, El ne iartă și după aia ne ascultă rugăciunea. Că are momentul Lui în care ne trimite răspuns este altceva. Dar foarte multe rugăciuni se neacă la acest capitol al îndoielii. Când vine o șoaptă, vine o umbră din partea diavolului, ba, diavolul dă vina pe noi, că noi suntem răi, că nu-i vremea, că... și câte și câte. Și asta imediat aruncă ca un nor peste soarele nostru și ne-a închis totul la rugăciune. De aceea să ne dea Domnul harul ca la rugăciune, așa să ne rugăm, ca și cum am vorbit cu Domnul și Domnul a spune amin. Dacă noi spunem amin la gata, și Domnul spune. Un alt domeniu de încredere care trebuie să fie, este viața noastră și lucrurile viitoare. Avem încredere în viitor? Potrivit cu Biblia, în viitor trebuie să fim încrezători. Chele în mâna lui Dumnezeu. Dar oamenii se tem, ba că vine bătrânețea, ba că o boală, ba că vine știu eu ce instabilitate economică, ba că vine război, ba că vine una sau alta. Ia să vedem ce spune Biblia. Psalmul 55 cu 22. Știți prin ce probleme a trecut David? Auzi ce spune el. Încredințează soarta în mâna Domnului și El te va sprijini. El nu va lăsa niciodată să se clatine cel neprihănit. De ce să ne clătinăm noi ca Petru? A fost voia Domnului să cadă Petru? Să se scufunde? Nu. Doar Domnul a chemat vinul la mine. Dar s-a îndoit. Domnul nu ne lasă. Numai să nu fie îndoiala de partea noastră. Dar Petru apoi scrie în epistola sa ca unul care a văzut ce înseamnă să te îndoiești și ca unul care a fugit când s-a temut de viitor, că a început să fie șuvret, 1 Petru 4 cu 19. Așa că cei ce suferă după voia lui Dumnezeu, să se îndoiască că i-a fi lepădat Domnul, că i-a uitat Domnul, nu? Nu! Să-și încredințeze sufletele credinciosului ziditor și să facă ce este bine. Să nu te îndoiești că viitorul va fi așa sau așa, încredințează-te în mâna Domnului. Și 1 Ioan 4 cu 17, chiar pentru judecată. Cum este El, așa suntem și noi în lumea aceasta, astfel se face că dragostea este desăvârșită în noi, pentru ca să avem de plină încredere în ziua judecății. Și unei dragoste de plină nu mai este frică. Într-adevăr, sunt cuvinte care ne atenționează, cum că dacă cel neprihănit scapă cu greu, că judecata începe de la casa lui Dumnezeu. Dar astea doar trebuie să ne pună în temă, în veghere, nu să bajă îndoială în noi. Nu asta e rostul acelor versete, să ne sperie. Și doar să ne atenționeze, să fim treji. Una-i să te provoace cineva la o veghere și alta să-ți producă îndoială. Lucruri total diferite. Și un alt domeniu al încrederii, astea trei sunt sigure, țin de Dumnezeu. Biblia, rugăciunea și lucrurile viitoare. Dar un alt domeniu, încrederea în Sfinții lui Dumnezeu. E adevărat, este o încredere relativă, dar este nevoie să avem încredere în oamenii lui Dumnezeu. E nevoie să ai încredere într-un predicator să-l asculți, într-un proroc să ceri un mesaj de la Domnul prin el și să faci așa, într-un om la care te mărturisești. E nevoie să ai încredere. E nevoie să ai încredere într-un om cu care te înțelegi să faci o lucrare. Chiar și în problemele pământești este indicat să fim oameni de încredere, cum ar fi la servici. Știți, în casa lui Potifar, Iosif era un om de încredere. N-avea el nicio altă grijă decât să bea și să mănânce. A avut o încredere deplină în el. Și care au fost în armată și s-au bucurat conducerea lor de încrederea lor, au dus-o bine. Să fii un om în care nu să se îndoiască oamenii de tine, că este, nu este, că minte, nu minte. Însă, dacă trebuie să ne încredem în oameni, pentru că suntem oameni și datorită lucrărilor care le avem efectuat, nu poți să faci o lucrare cu cineva față de care nu te încrezi. Însă, să nu ne încredem în neprihănirea noastră. Este un verset care ne avertizează în Ezechiel 33, versetul 13. Asta poate fi periculoasă. Când zic cel neprihănit că va trăi negreșit, dacă se încrede în neprihănirea lui. Să nu ne încredem, acum sunt sigur, nu-i problemă. Încrederea asta să o avem în Domnul. Pentru că alții, pentru anumite lucrări, să-și pună încrederea în noi și să poată să colaboreze cu noi. Cât privește motivele încrederii, numai două amintesc. Domnul spunea în Matei 14, aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. Fără credință nu te poți încredere. Credința e cea care produce încredere și credința este o puternică încredințare. Este un dar de la Dumnezeu. Dar nu se poate dobândi decât în măsura în care crezi ce ai primit până acum. Și atunci vei crede și mai mult și mai mult. E ceva care se acumulează treptat. Iar îndoiala de asemenea tot scade treptat. Spune în Psalmul 91, nu trebuie să te temi nici de teamă, nici de boală, nu trebuie să te temi de nimic. Pentru că zici și faci din cel prea înalt turnul tău de scăpare. Atunci, unde e îndoiala? Și celălalt lucru, celălalt motiv care trebuie să ne producă încredere este harul. Și ăsta trebuie să alunge temerile noastre. Dar de ce să mă încred în Dumnezeu că vezi că am mai greșit, am mai păcătuit, s-a mai întâmplat câte ceva? Dar de har am uitat? Spunea Pavel bisericilor pe unde mergea în Faptele Apostolilor 15 cu 40 de exemplu. Și acum vă încredințez în mâna lui Dumnezeu și a cuvântului harului său. Încrederea noastră trebuie să se bazeze în acest har. Însă, după cum am zis că nu-i voie să ne încredem în neprihănirea noastră, de asemenea, nu-i un motiv de încredere lucrurile de jos. Spune Pavel în Filipeni 3, știți, spune el bogaților, să nu-și pună încrederea în bogății. Cât privește viitorul, nu spune încrederea și spune, sunt asigurat, am pensie, de unde și dacă nu te vei bolnavi și pensia nu-ți ajunge pe leacuri. Nu te încrede în lucruri pământești. Filipeni 3 cu 3. Căci cei tăiați împrejur suntem noi care slujim lui Dumnezeu prin Duhul lui Dumnezeu și care ne lăudăm în Hristos Iisus și care nu ne punem încrederea în lucrurile pământești. Măcar că eu aș avea pricină de încredere chiar în lucrurile pământești. Dacă altul crede că se poate încrede în lucrurile pământești, eu și mai mult. Dar zice Pavel, nu o fac. Ne încredem în Dumnezeu și în harul său. Și să clădească Domnul la credința noastră, așa cum se rugau cine de Evanghelie, Doamne, mărește-ne credința. Că în măsura în care ne crește credința, pierde îndoiala. Și când nu-ți crește, de-aia spune acolo, harul și pace să vă fie înmulțite. Trebuie să crească în credințarea asta noastră. Și atunci când diavolul vine și spune, da, ai făcut cu tare, dar nu fi chiar așa. Auzi, harul te ajută să-ți completeze măsura de credință ca să ai deplină încredere în Dumnezeu. Nu în lucrurile pământești și nu în noi, în Dumnezeu și relativ în oamenii săi. Vreau să privim acum la câteva exemple. Să amintim vreo 2-3 îndoielnici și vreo 2-3 încrezători. În Rut, capitolul 1, citim acolo de două nurori rămase văduve cu soacra lor și și-au plusele de plan să meargă în țara lui Israel cu soacra lor. Dar spune versetul 10, au zis, nu, noi vom merge cu tine la poporul tău. Dar citesc 14 acum, ele au ridicat glasul și iarăși au plâns, orpa a sărutat pe soacra sa și a plecat, dar Rut s-a ținut de ea. A avut ea încredere, a vrut ea ce a vrut, dar a mers cât a mers și a întors foaia, s-a îndoit. Rut s-a îndoit? Nici vorbă, numai înainte. Un alt exemplu, 1 Împărați 13, acesta e în domeniul prorociei și aici la Penticostali este îndoială câtă frunză și iarbă. Se îndoiesc cu proroci, cu cei care le prorocește cu tot, mulți, nu toți. Și se mai învinuim pe cei care aud prorocire că s-a îndoit prorocul. I-a spus Dumnezeu. Noastră cunoașteți textul. 1 Paragraf 13, de la 15 la 20 este important. Te duci la Betel, prorocești împotriva altarului, dar nu-mi stai acolo să mănânci și te întorci pe alt drum. Și Ieroboam mi-a spus, uite, vină la mine în casă, nu vin, ori să-mi dai cât mi-ai dat, jumătate din casă să-mi dai, din împărăție. Nu vin că sunt încredințat că Domnul nu mă lasă la asta. Dar de la versetul 15 vine un alt proroc și spune, vină cu mine acasă să iei ceva să mănânci. Că aici e multă îndoială că unul a prorocit așa și vine altul și prorocește cam așa sau cam altfel. Și atunci înclină, măi, asta s-o cred sau asta s-o cred. Vină cu mine, te-a spus, nu pot să mă întorc. Cum nu poți? Versetul 18, și eu sunt proroc ca tine și un înger mi-a vorbit din partea Domnului și mi-a zis, adu-l acasă la tine. Omul Dumnezeu s-a întors, a mâncat pâine, a băut și a fost ultima masă. De ce? S-a îndoit. Și până atunci nu l-a mișcat nimeni din încredințarea lui. Da? O prorocie l-a culcat pe o parte. S-a îndoit și a fost pedepsit pentru îndoiala lui. Un alt exemplu? Moise, Numeri 20, un om deosebit, care a crezut și a văzut minuni, dar un moment de neveghere. 20:10, ascultați răzvrătiților, vom putea noi oare să vă scoatem apă din stânca aceasta? 12. Atunci Domnul a zis lui Moise, pentru că n-ați crezut în mine ca să mă sfințiți înaintea copilului Israel, nu voi veți duce adunarea aceasta în țara pe care le voi da. Un om al lui Dumnezeu care face slujbă, dacă el spune, nici eu nu mai știu, oare fi chiar așa? Asta este o jignire la adresa lui Dumnezeu și o pricină de cădere pentru toți care aud. Și Domnul poate penaliza pentru asta. Că s-a îndoit. Așa a fost sau așa a fost. Cum a fost, o ținem. Și alt exemplu, l-am amintit deja, este Petru, când s-a îndoit. Dar s-a mai îndoit apoi ucenicii în Matei 28:17, după înviere, oare Domnul, ori nu-i Domnul? Îndoiala și a spus cuvântul. Domnul i-a mustrat și le-a dat un har ca o dovadă a învierii sale. Vreau să primim acum la câțiva încrezători. Roman, capitolul 4, este vorba de Avram. I-a spus Dumnezeu, îți dau un fiu. Și după câțiva ani i-a mai spus odată. Spune Roman 4:20, măcar că era îmbătrânit, el nu s-a îndoit de făgăduința lui Dumnezeu, prin necredință, ci întărit prin credința lui, a dat slavă lui Dumnezeu. Atât îi trebuia la Avram să se îndoiască. Și ușor să spunem acum în urmă și frumos, credința lui Avram. Dar în ce consta credința lui Avram? Să nu te îndoiești an la rând de o făgăduință care ți-a spus-o Dumnezeu. Măcar că sufla vântul tare și Sara a început să se îmbătrânească la față și în rest. Dar a stat ani de zile încredințat pe asta, că dacă Dumnezeu a spus, se întâmplă. Și spune în Evrei 11:19, tot despre încrederea aceasta puternică, fără umbră de îndoiala lui Avram și când l-a dus pe Isaac pe munte. Că se gândea că Dumnezeu poate să-l învieze chiar și din morți, auzi. Nici nu s-a îndoit, dacă Dumnezeu a spus, în Isaac ai o sămânță care-ți poartă numele, poftim, mă luăm, moară, îl învie, face ce vrea, înseamnă că se face. Vedeți, Dumnezeu l-a numit pe Avram prietenul lui. Că la ăsta, dacă i-a spus una, măi, și dacă trăia noi mai mult ca Metusala și peste 1000 de ani, tot una era. Așa credea. Nu se îndoia deloc, avea o bază solidă în Dumnezeu, dar n-avea Avram Scriptură. Avram, știți cam ce avea? Niște lucruri transmise pe cale orală și cum am avea noi acum vreo 2-3 prorocii. Atât. Dar noi tot cu Scriptura în față și dacă tot ne mai îndoim, nu știu exact ce mai merităm, adică nimic. Și iar ne spune Dumnezeu și iar ne amintește și iar, dar oare o fi? Este sigur. Un alt om încrezător este David. Și au zis cum tratează el problema aceasta când îl cerceta îndoiala, la Psalmul 56. Și să luăm exemplul lui. Are câte unul câte o problemă cu casa, de exemplu. Și Domnul spune, am să-ți dau izbăvire. Și trece un an, 2, 10. Spune, măi, dar unde-i prorocia? Nu știu dacă mai este. Dumnezeu spune lui David, vei fi împărat. Și stă fugărit și stă tot altul în casa lui împărătească. Și spune David, ori de câte ori mă tem, eu mă încred în tine, na? Sperie el pe David. Ce-a spus-o? Ori de câte ori vine îndoiala, simplu, mă încred în Dumnezeu. Ori de câte ori mă tem, eu mă încred în tine. Eu mă voi lauda cu Dumnezeu și cu cuvântul lui, ăsta care e solid. Mă încred în Dumnezeu, nu mă tem de nimic. Ce pot să-mi facă niște oameni? Da, știți că când a spus asta? A, nu la amvon, așa, de formă de predică. Uitați-vă la titlul psalmului, făcută când l-au prins filistenii la Gat. Să te prindă filistenii, să fii în mâna lor, în mâna celor care vreau neapărat să se ia viața și spune, nu mă tem de voi. Nici nu mă îndoiesc că nu mă scapă Dumnezeu. Păi cum să nu scape? A fost Moise să scape Dumnezeu, că altfel își păta toată veșnicia. Păi ăsta Moise să scapă, că n-ai cu cine. Ăsta spune că neapărat îl scapă. Păi se mută munții și umbli pe apă și ieși din mâna filistenilor. Și ieși din cuptor, că așa spune la ea din Daniel, că s-au încrezut în... A recunoscut împăratul ăștia, nu se îndoiesc. Și dacă nu-i scapă, nu-i problemă. Nici vorbă de așa ceva. Dacă se îndoiau în cuptor, îi frija puțin, nu? Că și pentru cum s-a îndoit, cum s-au dat la picioare. Dar nu s-au îndoit. Un alt exemplu este Apostolul Pavel, Fapte 27. Toți de pe corabie își pierduse nădejdea, erau în drum spre Roma. Furtuna își făcea mersul ei mai tare ca la Petru, Fapte 27:25. De aceea, oamenilor, liniștiți-vă, căci am încredere în Dumnezeu că mi se va întâmpla așa cum mi s-a spus. Nici o îndoială. Și de asemenea și pe ei spune, fiți liniștiți, nu vă îndoiți de asta. Dar acesta era, deschideți la 2 Corinteni 5:11, era legea lui Pavel. Ca unii care cunoaștem de frica de Domnul, pe oameni căutăm să-i încredințăm. Pavel ce predica, ce le spunea, nu le spunea lucruri puierile, așa, lucruri o fi, n-o fi. Îi încredința pe oameni că așa este. Și citim și în Roman, capitolul 8, unde el spune să nu ne pierdem încrederea, să nu ne apuce îndoiala oricare din lucrurile astea s-ar întâmpla. Romani 8:38. Că sunt bine încredințat, că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea, nici vreo altă făptură nu vom fi în stare să ne desparte dragostea lui Dumnezeu care este în Iisus Hristos Domnul nostru. Era bine încredințat în lucrurile acestea. Mi-a declarat unul din deținuți la penitenciar că am fost gata să mă botez, am urmat la cateheză și în săptămâna înainte de botez, după ce a fost plecat din țară vreo 20 de zile, spunea el, pe când a venit acasă, se bage cheia în broască, nu mai potrivea. Soție s-a plecase și vânduse și a falimentat cu banii și zice, începând din clipa aia, nici n-am mai vrut să știu de Dumnezeu și de biserică. Cum îngăduie așa ceva? Și între timp a ajuns de unde v-am spus că mi-a relatat întâmplarea. S-a încrezut omul acesta în Dumnezeu? Nu. Iată cum îndoiala, e adevărat, a fost un șoc puternic, dar unul din lucrurile acestea i-a spulberat credința. De-aia spunea Domnul că unii cred, dar când vine un necaz, nu mai cred nimic. Și ține până la o vreme. Mă gândeam, dacă rămânea credincios, credeți că Dumnezeu nu refăcea totul înapoi ca la Iov? Sigur refăcea. Să uite de-a lui puterea să treacă peste fazele acestea. Dar s-a îndoit și exact cum am citit din Iacov, n-a mai primit nimic din mâna Domnului. Un om care se îndoiește nu mai capătă nimic, iese apară cu mâna goală. Dându-ne seama, deschideți la Geneza 3, că îndoiala este lucrarea diavolului. El nu ne poate face să nu credem deloc, dar strecoară îndoială și ne amestecă credința cu îndoială și credința amestecată cu îndoială se numește necredință. Geneza 3, cu unul, oare a zis Dumnezeu cu adevărat? Femeia a răspuns, bineînțeles, cum să nu? Să nu mâncăm, nici să nu ne atingem. Atunci șarpele a zis, hotărât că nu e așa. Dar mai întâi i-a strecurat îndoiala. Că nu cunoști, ba că cunoști, dar poate nu face Dumnezeu așa că tu ești rău doar pentru alții. Și ne face să ne îndoim de Scriptură, să ne îndoim de rugăciune, de oamenii lui Dumnezeu, să ne îndoim de lucrurile viitoare și devenim așa ca valul mării și plutim. De aia spune Efeseni, să nu mai fiți copii plutind încoace și încolo. O fi, n-o fi, ne dă, nu ne dă. Ne dă, că Domnul este da și amin. Dar în final, dacă te îndoiești, deschideți acum la Deuteronom 28. Știți ce ajunge îndoiala în final? Un blestem. 28:65. Aici ai trecut între blestemuri și îndoiala. Între aceste neamuri nu vei fi liniștit, că așa se manifestă îndoiala. Nu vei avea loc de odihnă pentru talpa picioarelor tale. Domnul îți face inima fricoasă, ochii lângesc și sufletul îndurerat. Viața îți va fi nehotărâtă înaintea ta, vei tremura zi și noapte și nu vei fi sigur de viața ta. Nu te juca cu îndoiala, nu te îndoi de Dumnezeu, că te poate arunca Dumnezeu într-o depresie. Poți să cazi sub blestemul acesta îndoielii și nu-ți trebuie nimic mai rău decât să fii așa șubret, să te sperii ziua și noaptea, să nu fii sigur de nimic, să zici, acum mor, acum mă scap, și să te sperii de orice, pentru că ai început prin a te îndoi și poți finaliza prin a fi blestemat cu îndoiala. Însă, Dumnezeu dorește să ne încredem în El. Spune Biblia în Proverbe 16:3, încredințează soarta în mâna Domnului, încrede-te în El și El va lucra. Apoi spune Evrei capitolul 10:35. Să nu vă părăsiți dar încrederea voastră, pe care o așteaptă o mare răsplătire. Păi aici este harul nostru ce îl vom primi. A spus Domnul, fericit de cine n-a văzut și a crezut, nu de cine s-a îndoit ca Toma că o fi sau nu o fi. Dacă credem în toate aceste lucruri, când vom ajunge la ele, dacă credem și nu ne îndoim, e valabil pentru noi Isaia 25:9. În ziua aceea, dar țineți cont de ziua de astăzi, fără îndoială, vor zice, de-ar da Domnul să zicem și noi, iată acesta este Dumnezeul nostru în care aveam încredere. Când ne va mântui, acesta este Domnul în care ne încredeam. Acum să ne veselim și să ne bucurăm de mântuirea Lui. Acum trebuie să fim plini de încredere. Așa spune și la textul acela, de aceea suntem plini de încredere. Asta n-are loc pentru îndoială. Că dacă te îndoiești și spui, nu sunt credințat, nu sunt sigur. Iuda 1:15. O să vină vremea la judecată când o să se încredințeze toți. Dar ăia nu se mai bucură că ea din Isaia 25 se spune, asta e Domnul în care ne încredeam. Iuda 1:15. Vine Domnul să facă o judecată împotriva tuturor și să încredințeze pe toți de faptele lor. Atunci o să fie și ei încredințați că este Dumnezeu, că e judecată, tot o să le fie siguri atunci. Dar ce folos să te încredințeze Dumnezeu cu pedeapsa și să nu te poți bucura în ziua aceea că te-ai îndoit acum? Dacă îi spui unui frate, auzi, fii liniștit că îți fac cu tare lucru sau îți dau cu tare lucru, și îi spune, mă, n-am încredere în tine, cum te simți? Acum, dacă ești neserios, nu zici decât, mă, știe cine-s. Dar dacă ești un om care te lupți, cum te simți când îți spune, n-am încredere în tine? Sau dacă nu spune în față, dar zice către altul, tu crezi că eu am bază când rezolvă problema? Dar Dumnezeu cum se simte când noi spunem, nu știu ce să alege de mine, cred că mor? Păi sigur că murim, suntem muritori, nu? Nu știu ce va fi, nu știu dacă se va rezolva asta. Cum se simte Dumnezeu în ceruri când noi povestim așa? Dumnezeu a scăpat situația sub control, nu e atotputernic, cuvântul Lui nu are aceeași valoare, prin credință se rezolvă toate. Spune în Evrei 11, au stins puterea focului, au făcut minuni, semne, au rămas tari, au primit cele făgăduite. Dar cine se îndoiește e ca valul mării, care nu capătă nimic, care va fi încredințat numai atunci, mai târziu, dar ce folos? E mare pagubă, mare de tot, asta aș vrea să înțelegem în ultima instanță, e mare pagubă îndoiala și e mare câștig să nu te îndoiești, să fii încrezător în Domnul. Haideți să nu lăsăm niciun loc de îndoială. Ba dimpotrivă să rugăm pe Domnul să ne dea o statornicie și o siguranță în El. Amin. Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.